Pompierii militari din cadrul detașamentului media și-au simulat joi un cutremur petrecut la Colegiul Școala Națională de Gaz. Exercițiul a fost una dintre activitățile organizate de către Școala Post-Liceală Auxila Mediaș în săptămâna Școala Altfel. Activitatea a presupus operațiuni de căutare, salvare, evacuarea unor persoane rămase blocate în școală, dar și acordarea de îngrijiri medicale pentru alte persoane surprinse de cutremur. Este un exercițiu simulare cutremur pe strada Metanului numărul 1 în Mediaș. Școala, la școală. Doi elevi au rămas blocați la etajul al treilea clădirii școlii, iar pentru salvarea acestora s-a intervenit cu autoscara. Conform exercițiului, alți elevi au fost rămași blocați în interiorul școlii și au fost nevoie de scoaterea lor în siguranță. Pompierii detașamentului media și-au participat astăzi la exercițiul desfășurat la această unitate de învățământ. La exercițiu au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autoscară, un container multirisc, o autospecială de transport victime multiple, un echipaj smurd cu paramedici, dar și o autospecială de descarcerare. Exercițiul a presupus simularea unui cutremur în care au fost surprinse mai multe victime care au necesitat atât îngrijiri medicale cât și evacuare. Echipele de căutare-salvare au identificat toate victimele, acestea au fost salvate și se află în siguranță. Acest exercițiu are ca principal scop atât antrenarea forțelor și mijloacelor de intervenție, precum și are un beneficiu foarte mare asupra cetățenilor, în special a elevilor prezenți în această școală, încât au putut să exerseze cum sau care este modul de comportare în timpul unui cutremur și cum trebuie să se comporte astfel încât să fie permanent în siguranță. În perioada 15-19 mai, Școala Post-Liceală Auxila organizează o serie de activități pentru elevii săi în cadrul săptămânii Școala Altfel. Am organizat o serie de acțiuni, o serie de activități împreună cu partenerii școlii, în care au fost implicați, evident, elevii școlii și cadre didactice ale școlii. Printre activitățile organizate, vreau să menționez întâlnirea cu doi manageri de spital, domnul Nico Rici din Media și doamna Megheșan de la Spitalul din Târnăveni, munca din spatele asistentului medical. Am avut o invitată din Italia, doamna Rita Molinaro, care ne-a demonstrat cum se fac tatuajele medicale pentru pacienții oncologici. Vizite, întâlniri cu terapeuți, alimentație de altfel, exercițiu simulare cu tremur, împreună cu ISU și Colegiul Școala Națională de Gaz, vizite la laboratoare de prepararea produselor farmaceutice, gimnastică medicală, iar săptămâna se va încheia cu un carnaval tematic organizat de elevii de la specializarea asistent medical generalist. Vreau să mulțumesc de tuturor pentru implicare, pentru că după 3 ani de pauză am reluat săptămâna Școala Altfel și spun că am desfășurat-o și am dus-o la capăt în condiții optime.